La finalul Sfintei Liturghii, săvârșite la Mănăstirea Caraiman, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat activitatea desfășurată la Centrul Social Pastoral Sfânta Cruce Caraiman. Felicităm grupul psaltic care a dat răspunsul la liturghie și desigur pe toți pelerinii, închinătorii, binefăcătorii acestei Sfinte Mănăstiri, care a devenit în scurt timp un centru de conferințe, dar mai ales un centru de ajutorare a copiilor ca să nu abandoneze școala. Ei sunt acum seria trecută plecate, dar după masă și mâine vine altă serie, astfel că peste 800 de copii în vara aceasta, unii au fost și alții vor veni până la 11 septembrie, aici, la această mănăstire, unde îmbină timpul liber cu lucrare artistică, educațională și învață să îndrăgească mai mult școala. Acesta face parte dintr-un program al Patriarhiei Române, Alege școala, prevenirea abandonului școlar. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului să fie dedicată migranților români. Ne rugăm pentru frații și surorile noastre care lucrează în străinătate sau se află la studii, să păstreze dreaptă credință, să păstreze comuniunea românească, să meargă la bisericile din țările în care se află, pentru că Patriarhia a înființat mai multe eparhii, avem astăzi 13 eparhii în afara granițelor țării, 850 de preoți și foarte multe comunități, biserici noi înființate, parohii noi înființate. Ca să păstrăm credința ortodoxă strămoșească, limba română și spiritualitatea românească. Tuturor celor care se află migranți, mulți sunt în vacanță aici, în concediu. Ne dorim sănătate și bucurie, pace și mult ajutor la Dumnezeu, spre slava Preasfintei Trăimi, bucuria Bisericii și binele lor personal. Părintele Arhimandrit David Petrovici, starețul Mănăstirii Caraiman, a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh pentru prezența în mijlocul obștii monahale și a credincioșilor. Sunt de datori în primul rând să-i mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi frumoasă de vară, binecuvântată, cu o încărcătură duhovnicească aparte, având în vedere că mijlocul nostru în mănăstirea aceasta de la poalele munților Bucești, l-am avut prezent pe Preafericitul Părinte Patriarh, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu și ne-a împărtășit cuvânt de binecuvântare și de învățătură. Pentru noi, obșta mănăstirii Caraiman este o bucurie. De fiecare dată când Preafericitul Părinte Patriarh poposește la mănăstirea aceasta, Preafericirea sa a dăruit obștii mănăstirii Caraiman mai multe cărți de folos duhovnicesc recent apărute la editurile Patriarhiei, iar credincioșilor prezenți iconițe cu chipul Sfinților Martiri Brâncoveni. Părintele Stareț a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o icoană cu chipul Maicii Domnului.